Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Astăzi avem puțină treabă, trebuie să luăm toate aceste echipamente și să le băgăm într-o cutie, pe toate. Bineînțeles, va fi o cutie metalică de exterior, va fi o cutie ventilată permanent cu ventilator care va asigura un flux de aer constant de la o anumită temperatură, cu un al doilea ventilator de backup pentru a putea mări fluxul de aer în caz de necesitate, dar o să vedeți la final cum o să iasă totul. Aici avem un backup box, ăsta a venit așa echipat standard din fabrică. O să intre în noua cutie, am văzut că are și ăsta câteva găuri de ventilație. Ba nu, mă înșel. Nu are. Dar nu contează, asta va fi introdus în cutia pe care o vom instala noi aici. Asta cred că nici nu o mai pun deloc, o să o țină clientul pe dreapta. Pentru că efectiv e o buclă în ea, nu e nimic. What the fuck? Mi se pare o prostie să ceară ăștia cu fotovoltaicele instalarea acestor cutii de rahat. Mă rog, tot echipamentul ăsta se va muta pe șinele Omega din interior. Sănătate mie. Și eu zic că o să iasă destul de interesant. Clientul vrea să nu mai vadă toate mațocările astea aici și să le bage într-o cutie în care să nu se vadă nimic. Revenim cu update după ce mai avansăm cu lucrarea, în speranța că poate reușim să terminăm astăzi. Ei, și în cele din urmă, domnul Vidu, cât e ceasul? 11 fără un sfert. L-am terminat și pe mititelul ăsta, am reușit să punem în acest dulap invertorul, toată partea de protecții și backup box-ul, bineînțeles cu sistem de ventilație ca lumea, pentru că mititelul ăsta se încălzește, dar față de cum arăta înainte, adică uitați-vă și voi. Să vedem unde este cheia. Uite aici. Facem o vizualizare așa din în ansamblu. Uite unde mi-am lăsat conductorul. Cam așa ceva pe aici va veni, bineînțeles, umplut cu ceva. Nu știu, aici se va ocupa clientul de partea estetică laterală a tabloului. Noi l-am prins în niște șuruburi foarte serioase. Uite, mi-a căzut pe aici un conductor. N-ajung la el. În fine, las că o să-l luăm. Cam așa arată. Elegant, nu se mai vede absolut niciun firicel. Și acum să vedem ce am și făcut la interior. Bineînțeles, totul bine legat la împământare, echipotențializat, toate carcasele, invertorul, ușa, ventilatoarele, dacă producătorul zice că trebuie legate la PE, apoi le legăm la PE. Aici avem partea de DC, smart meter-ul, termostatele, unul este setat să pornească ventilația la 35 de grade și al doilea să-l susțină de pe la 50 de grade în caz de necesitate. Cam asta este. Asta e cam tot, asta e partea de protecții pe alternativ. Nu s-a ales de mine, eu le-am pus exact cum au fost puse de cei de la fotovoltaice. Este totul făcut pe proiect și trebuie să le păstrăm așa cum le-au montat. Dacă mă întrebați pe mine, se puteau face mici îmbunătățiri, dar una peste alta, protecțiile sunt de calitate, proporționate relativ corect, totul a ieșit destul de bine. Ia să vedem dacă putem să pornim unul dintre ventilatoare manual. Uitați, a pornit unul. Zdrângă-ne puțin încuietoarea pentru că e ușa deschisă. Și sunt de capacitate destul de mare, bagă undeva la 60 de metri cub de aer pe oră fiecare. Stai să-l setăm la loc la 35 de grade. Așa.
Da, lăsați-vă și voi părerea în secțiunea de comentarii și până una alta ne vedem la filmulețul următor.